Dragilor, bine ați venit sau bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi este miercuri, este ora 2:30. Eu abia am reușit să o adorm pe Milada. E aici, mititica mea doarme. Am fost de dimineață în parc, după am venit acasă, l-am lăsat pe ursul și noi am plecat până la piață. Am fost până la piață pentru că neapărat am vrut să mai cumpăr niște fructe, aveam nevoie și de iaurt și am mai avut și eu ceva treabă în oraș. Așa că am trecut și pe la piață, ieri nu am filmat pentru voi, dar ieri am avut dezastru în casă. Am făcut curățenie, ursul mănâncă, nu știam ce se aude pe fundal. Ieri am făcut curățenie în hăinuțele Miladei. După cum ați văzut în vlogul anterior, a primit un pachet imens și a trebuit neapărat să intru în hăinuțele ei. Toată cutia aceea pe care ați văzut-o, am umplut-o la loc cu hăinuțe care îi sunt mici. Le-am coborât în beci, mai am acolo o grămadă, dar o să le păstrez. Și la fel am făcut curat și în toate sertarele ei cu hăinuțe, la șosețele, la bluzițe, la pantalonași, la rochițe, iarăși a avut o grămadă care i-au rămas micuțe. Am făcut curățenie la toate hăinuțele ei, cu asta mi-am ocupat ieri ziua. Am schimbat și lenjeria ieri, am făcut curățenie în baie și am făcut hăinuțele, atât am reușit să fac ieri, pentru că, la fel, după cum știți din vloguri, suntem în perioada dințișorilor și fac și eu lucrurile așa printre cum reușesc. Astăzi vreau să fac o ciorbă, vreau să fac o ciorbă cu niște piept de pui, am cumpărat și brocoli, cartofi, să fac așa o ciorbă cu niște legume și o să pun și smântână. Mie e foarte rece, nu știu, parcă mi-au înghețat mâinile și afară este destul de frig. Nu știu ce e cu vremea asta, am mai zis în vloguri, în fine. Sunt convinsă că știți și voi că nu mai sunt anotimpurile cum erau. Au mai rămas și niște chifteluțe de când am gătit eu chiftele acum câteva zile și cred că o să fac niște paste. O să vreau să le toc mărun, pun și niște usturoi și o să pun smântână, fierb niște paste. M-am gândit eu să fac niște paste din ele ca să fiu sigură că se mănâncă. Haideți să întorc camera și să vă arăt cu ce m-am întors de la piață. Am intrat și până la Sainsbury ca după să reușesc eu să le pun la locul lor și sper să reușesc să pun și supa, ciorba la foc până se trezește Milăduța mea. Poate reușesc să fac și pastele, dar nu am foarte multe speranțe, așa că haideți să întoarce camera și să vă arăt ce am cumpărat. Aici am luat banane, sunt foarte coapte, am luat 4 de astea de căpșun, noi suntem mâncători de căpșun, deja știți asta din vlogurile mele, au fost 2 la 3 lire, am dat 6 lire pe astea 4, apoi am luat aici, prune, pere, sunt foarte gustoase, am luat data trecută când am fost la piață 5, și acum am luat 10 pentru că au gustul acela a perelor din grădină. Nu știu, mie îmi plac foarte mult, sunt foarte zemoase și foarte gustoase. Am mai luat 2 mango, iubitoare de mango cum sunt, îmi plac tare mult, i-ador. Am luat și 2 pungi așa de mere, mango a fost 2 la 3 lire. O lira a fost o punguliță dintre aceasta cu câte 5 mere. Sunt bune, gustoase, așa mai acrișoare. Cum v-am spus, am luat și un brocoli pe care vreau să-l bag în ciorbă. Am luat și niște morcovi. Aici am luat cartofi, că am rămas fără și am luat de la piață. Erau, cred că, 5 cartofi la 3 lire. Am luat 5 cartofi dintre aceștia mari, oricum o să pun 2, cel mai probabil. După, am intrat la Sainsbury. Tot de la piață am mai luat și această bucată de pepene. Abia aștept să mănânc, care a fost 4 lire. Am intrat la Sainsbury și de la Sainsbury am luat aceste iaurțele de la Alpro. Mie îmi plac foarte mult iaurțelele acestea cu fructe. Am luat așa 2 cu cireșe, 2 cu afine. Am mai luat și un iaurțel dintre acesta simplu, de care cumpărăm noi tot timpul de la Sainsbury, când merg la Sainsbury. Acesta ne place de acolo. Să mai mâncăm cu fructe. Și pâinica e luată tot de la Sainsbury. Nu mai aveam pâine în casă și am zis să iau așa o pâinică. După am intrat la magazinul turcesc de lângă noi și pentru că e minim 2 lire să plătești, să poți plăti cu cardul, am mai luat un iaurțel așa mic și aveam nevoie de o smântână, pentru asta am intrat. Iar acum le pun pe toate la locul lor și mă apuc să fac ciorbița.
Bineînțeles că s-a trezit și n-am reușit absolut nimic să fac. Am băgat un singur iaurt în frigider, asta am reușit să fac. I-am dat o jucărie pe care am băgat-o la congelator. Bineînțeles că n-am mai adormit. I-am pus și oglinda aici și mă duc să mă apuc de mâncărică. Ideea e că ea a dormit jumătate de oră, că eu am stat lângă ea, dar am zis hai să mă ridic, să mă apuc și eu de treabă, să fac și eu măcar mâncare. Și am mai adormit 10 minute, deci în total a dormit 40 de minute. N-am mai vrut să mai adormă, dar dormim noi mai târziu. Cât stăia cu minții că mă duc să mă apuc să pun cerbița la foc. Da, iubire, aici Ulșu plânge pe fundal, că el plânge când mă aude că vorbești, că ai stat în curte, mamă, și ești murdăriel, mamă, suflețelul meu, suflețelul meu, suflețel, 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 te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, dragul nostru, ce curg ochișorii, mamicie. Bet you don't even know my name, but that's okay, I can't blame you. You've got better things to worry about, like kissing strangers when you go out, spending time with all your friends. Wish I had the guts to ask you out sometime. But I know this could never be, but if I am allowed to dream and it was you and me, then I would laugh with you all night. Take my chance and hold you close, and I'd follow you back home. If I could be somebody else, I would be your Romeo, and I would never let you go. Maybe I could be your strength. One too many and strobing lights, yet I can spot you in this crowd, and my staring way too obvious. What if I gathered all my confidence, could I walk right up to you, be the stranger you've been looking for? No, I know this could never be, but I'm still you and me, then I would laugh with you all night. Take my chance and hold you close, and I'll follow you back home. If I could be somebody else, I would be your Romeo, and I would never let you go. Maybe I could be your and held you close, and I followed you back home. No need to be somebody else, I can be your Romeo, and I will.
never let you go. Trebuie să gândire ca să facem cerbiță. Unde am? Da, cu pizza vreau să ne întrebăm. Domnișoare, să vorbești. Vă ascult. Am muzică. Am călit morcovi cu țelina, cu pieptul de pui, am condimentat cu sare, piper, am pus și delicat de găină. Mie îmi place să pun și pătrunjel, așa că am adăugat și pătrunjel și am pregătit aici broccoli. Opa! M-a sunat tati între timp și am făcut pauză. Concertul continuă pe fundal. Am pus și cartofii, am pus și apa și o să mai adaug la sfârșit broccoli. Iar după, la sfârșit de tot, după ce e gata, o să pun smântâna. Am sfărâmat aici și chifteluțe. Am pus și puțin usturoi. Aș mai fi pus și ciuperci, dar nu am în casă. Așa că o să las doar chifteluțele, o să le fac așa în sos cu smântână și o să pun niște macaroni de astea la fiert, de astea micuțe. Și eu zic că o să iasă bun, nu are de ce să nu iasă, măcar știu că se mănâncă așa. Și așa s-au mâncat chifteluțele, doar că eu am făcut dintr-un kilogram de carne și au mai rămas cam vreo 10, așa că am zis să le refolosesc. Până la urmă nu am mai pus smântână peste chifteluțe, am găsit această conservă care are roșii așa bucățele mai mari, are și ardei și chili și este perfectă. O să mai condimentez după gust și cam atât. Mult condiment nu o să pun pentru că și chiftelele sunt deja condimentate, chiar dacă nu sunt spaghetti boloneze, o să pun puțin condiment dintre acesta, sare și piper și este suficient. Call it still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off. I recall it still. Milada s-a trezit, a dormit jumătate de oră, a mâncat și eu între timp am terminat de strâns în bucătărie. Iar acum vreau să mă apuc să împătur niște haine pentru că le-am strâns de dimineață și mai am o tură afară care este întinsă și cel mai probabil s-a uscat deja că le-am întins de dimineață. Este ora 4:30 sau 5. O secundă să vedem. Am revenit. Este ora 5 fără un minut. Iar o să mă apuc să fac hăinuțele pentru că peste vreo oră cam așa o să plecăm în parc. Doamne, cum a zburat ziua de astăzi. Nici nu știu când s-a dus, dar e aproape dusă. Asta, m-am zis că te aici cu minte că mami împachetează haine aici lângă tine, da? Sufletul meu frumos, te iubesc! Yeah. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow.
wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise. Neața, dragilor, este ora 9. Nu am mai apucat ieri să vorbesc cu voi. La noi este foarte frig. Plecăm către centru că trebuie să mă întâlnesc cu mami, are și o programare la medic. Și după o să venim la noi. Vedem noi ce mai facem, vă luăm cu noi oricum. And that's why wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. Ce faci, mami? I was your first love, and you were my first one. De ce se chipa? Chins all the memories, the venom and the remedies. Arată-mi, mama, ochelari. Yeah. Promise I won't forget. Mama! Mama, ce faci? Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then. Haideți că astăzi nu m-ați văzut la ochi, noi doar ce am ajuns acasă, mami e afară cu Milada, Milada doarme, este în căruț, este ora 1 fără 10 și vreau să mă apuc să fac un tort. Nu o să vă mai zic rețeta, l-am mai făcut de două ori la mine pe canal. Am intrat până la magazin, am luat și niște Barney, niște ursuleți dintre aceștia, am luat ouă. Am luat o frișcă, o să fac cu tortul clasic, blaturile simple, crema din mascarpone și crema de ciocolată. Am aici crema de ciocolată, mascarpone am luat două așa de la Sainsbury și am mai luat un sirop, un compot de fapt, de cireșe, pentru că vreau să însiropez foarte bine blatul. Primul lucru, mă apuc să fac blaturile, o să fac două, le tai în două ca să fie patru bucăți și după pregătesc crema, într-o oră, două maxim, vreau să termin tortul. Înăuntru o să pun căpșuni și deasupra vreau să pun la fel căpșuni și frișcă. Gata, am terminat primul blat, acum vreau să-l bag la cuptor. În acesta am pus și nucă de cocos, în celălalt nu o să mai pun pentru că nu mai am cacao și o să fie amândouă deschise la culoare. Și am preferat într-unul să pun nucă de cocos, măcar să schimb gustul unuia dintre ei. Da. Mami, lasă cheală! Dragi de pupă, bunii de păr! Îți place, mami? Îți place, așa-i? Sufletul meu, aoleu, mami, ai să lași cheală, ai să lași cheală, suflet, au, inima, au. Oh, dar și tu optezi. Au, te iubesc. Am aici primul blat care a crescut puțin mai mult într-o parte. Și pe al doilea, acum l-am scos, o să se răcească numai bine până fac crema.
Aici am pus mascarponele cu Nutella și după vreau să fac și frișca. Am bătut și frișca, iar acum o să mă apuc să tai căpșunile pe care vreau să le pun printre straturi. Smile for you. I will never cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Oh yeah, this time my hopes are up, 'cause you got
cam așa arată tortul meu, nu mai îmi bat capul cu el, cu oricum noi îl mâncăm. Ideea e că mi-au crescut destul de mult blaturile și este destul de înalt, dar nu e nicio problemă. O să-l bag la frigider și abia aștept să mâncăm. Mă apuc să strâng tot, dezastru din bucătărie, să spăl vasele, iar apoi vreau să schimb, să scot de fapt husa de pe canapea și să o bag la spălat. Jasmine, de asta am fost rapid să iau ca să se dezghețe, vreau să pun tocărința la foc. Ați văzut și tortul, am terminat cu el, l-am băgat la frigider, abia aștept să mănânc o felie de tort. Până la urmă am pus un strat de frișcă, un strat de cremă cu mascarpone și Nutella, pentru că mi-a ieșit destul de multă frișcă. Oricum, mi-a mai rămas și frișcă și cremă și le-am pus în frigider. O să fac eu ceva zilele acestea cu ele, pentru că nu vreau să se strice și nu vreau să le arunc, de fapt. Vreau să spăl husa de pe canapea. Vreau să o bag neapărat la spălat pentru că vremea este destul de faină afară și numai bine are timp să se și usuce până diseară și să o pun la loc. Milada este afară cu mami, ați văzut pe hintă. Hintă leagă, depinde de zone, știu că se zice diferit. A dormit vreo oră și numai bine a dormit până am terminat eu cu tortul. Nu mai am cine știe ce de făcut, mâncărică am că am gătit ieri, mai am și paste și ciorbă, am mâncat și eu ciorbă la amiaz și, Doamne, atât de bună e o ciorbă la amiaz, nu știu, mi se pare aur. Gata, las vorbăria, mă pun să bag husa la spălat și cam atât. Noi ne auzim mai încolo. You and me all night, yeah, be alright. If you close your eyes, so close your eyes, feel the sunlight. Baby, we'll fly to my dream. Eu am tăiat deja și am mâncat o felie din tort, a ieșit foarte bun, este destul de grețos, dar căpșunile dinăuntru îi mai taie din greața aia și este foarte, foarte bun. Între timp s-a trezit și Milada, i-am dat să pape, am băgat husa de pe canapea la spălat, am pus-o puțin pe pauză ca să fac încheierea acestui vlog. Sper din suflet că v-a plăcut și acest vlog. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați canalului, vă aștept și pe Instagram. Instagramul îl găsiți în descriere. Vă pupăcesc tare tare și ne revedem în următorul vlog. Pupii!